Vinovaný sa na boxingu tablety iPad Air 4, gadget disponibil ako ich mobile plnvo, are un preț de aproximativ 3000 de lei, în versiune cu 64 GB și conectivitate Wi-Fi. Iată tableta, acum o voi despacheta. Iată așadar, avem varianta 64 GB a 4-a generație iPad Air. Să deschidem și cutia. Îmi place că avem un ecran foarte generos în raport cu dimensiunea tabletei. Avem așadar margini ceva mai mici decât ale generației anterioare. Iată și încărcătorul, de la cui mobile primim și un adaptor și cablul. Acum o voi configura, voi sări peste pași de configurare și voi intra direct în meniul tabletei. Am configurat iPad-ul. Pot să vă spun că tableta are un design premium. Pe partea din spate avem o cameră foto. Pe partea din față încă o cameră foto situată în rama de sus. Avem și un senzor pentru amprente integrat în butonul din partea de sus, 4 difuzoare, butoanele pentru mărire, micșoare, volum, precum și conectorul pentru accesorii și portul Lightning. Camera principală a tabletei are o rezoluție de 12 megapixeli, iar camera pentru selfie-uri are o rezoluție de 7 megapixeli. Avem mai multe moduri de fotografiere. Greutatea este de 458 grame. Avem de a face așadar cu o tabletă ușoară. Grosimea este de numai 6,1 mm. Este o tabletă foarte ușor de utilizat. Putem instala numeroase aplicații din magazinul App Store. În curând voi reveni cu un review detaliat, dar și cu comparative ale acestei tablete. Aștept părerile voastre și întrebările despre iPad Air 4 și vă invit să recomandați și alte gadgeturi pentru teste de la Quick Mobile.